Punctul de vedere al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării cu privire la existența unei forme de discriminare între utilizatorii de cartele preplătite și cei care au abonament de telefonie mobilă a fost transmis la cerere Asociației pentru Implementarea Democrației. Colegiul director al Consiliului a constatat că, indiferent de modalitatea de achiziționare a serviciilor de telefonie mobilă, date interne, toți consumatorii au obligația să folosească aceste servicii cu bună credință și în scopuri legale, însă obligația de a oferi date de identificare operatorilor o au numai posesorii de abonamente, nu și beneficiarii cartelelor. Grupul interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității a stabilit recent că legea Big Brother și cea privind cartelele preplătite să fie repuse pe agenda guvernului, a Parlamentului și a societății civile, directorul SRI susținând că aceste mijloace sunt necesare întrucât există nevoia identificării tuturor factorilor de risc în contextul noilor amenințări teroriste. Legea 82 din 2012, cunoscută drept legea Big Brother, prevedea obligativitatea furnizorilor de telefonie fixă și mobilă și de internet să rețină timp de 6 luni anumite date ale abonaților care să fie trimise la cerere autorităților din domeniul siguranței naționale pentru acțiunile de prevenire, cercetare, descoperire și urmărire a infracțiunilor grave. Curtea Constituțională a decis în 8 iulie 2014 că legea Big Brother este neconstituțională. Legea cartelelor prepay prevedea că persoanele care dețin o cartelă telefonică și cele care urmează să își cumpere trebuie să furnizeze operatorului de telefonie datele de identitate din 2015. Totodată, legea obligă persoanele care doresc să se conecteze la rețelele de internet publice să se legitimeze. În 16 septembrie 2014, legea a fost declarată neconstituțională în ansamblu de către CC, care a stabilit că dispozițiile legii nu au un caracter precis și previzibil. Curtea a constatat că modalitatea prin care sunt obținute și stocate datele necesare pentru identificarea utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice pentru care plata se face în avans, cartele prepay, respectiv a utilizatorilor conectați la punctele de acces la internet, Wi-Fi, nu reglementează garanții suficiente care să permită asigurarea unei protecții eficiente a datelor cu caracter personal față de riscurile de abuz, precum și față de orice accesare și utilizare ilicită a acestor date. Totuși, nimeni nu a pus o întrebare imperios necesară. Utilizatorii de abonamente de telefonie mobilă se simt discriminați? Până la urmă, abonamentul este alegerea lor. Și așa cum spun autoritățile, aceste servicii se prezumă că sunt folosite cu bună credință. Doar nu ne-am transformat toți într-o țară de infractori.